Comisia Europeană a aprobat recent noul aliment, respectiv larva gândacului de bălegar, după ce Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a adăugat acest tip de insectă pe lista celor potrivite pentru comercializare și consum uman. Lăsați-le în aprobări, dar nu le puneți în mâncare, nu le puneți în farfurie, pentru că noi știm ce producem, noi știm ce mâncăm, noi știm ce ne folosește nouă. Din acest punct de vedere, eu nu îmi fac nicio grijă. Aprobarea nu înseamnă și mâncare, pentru că noi știm să producem în România și avem, har Domnului, unde, cu cine și ce să facem. Lăsați insectele în insectar, a răspuns vineri ministrul Agriculturii Petre Daia, întrebat despre noul aliment aprobat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Insecta devine a patra al cărei consum este permis de Uniunea Europeană de când această listă a început să fie reglementată în 2018 și este sigură în condițiile de utilizare propuse, după cum a arătat Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor. Pe lângă aceasta, celelalte insecte permise sunt viermele de făină, lăcusta migratoare și greierul domestic, fie sub formă congelată, uscată sau pudră. Cu toate acestea, autoritățile avertizează că larva poate provoca reacții alergice la cei care au intoleranță la crustacee. Larva gândacului de bălegar poate fi consumată sub formă de pudră, întreagă sau ca ingredient pentru alte preparate. Anul trecut, FSA a emis o evaluare pozitivă cu privire la larvele de gândaci și s-a evaluat siguranța consumului de preparate congelate și liofilizate ale acestei insecte. Larvele pot fi gătite întregi sau sub formă de pudră sau făină. De asemenea, pot fi adăugate ca ingredient în diverse produse alimentare, cum ar fi batoane de cereale, paste, analogi de carne și produse de panificație. Comercializarea larvei gândacului de bălegar în Uniunea Europeană a fost autorizată în luna ianuarie 2023. Larva gândacului de bălegar poate fi folosită pentru pâine și chifle multicereale, biscuiți și grisine, batoane de cereale, paste, sosuri sau pizza, potrivit datelor colectate de Asociația Consumatorilor. Relatează adevărul.ro.